Bună, dragilor! Dacă sunteți în pană de idei în crearea mărțișoarelor, o să vă arăt câteva modele astăzi pe care puteți să le creați foarte, foarte simplu folosind aceste markere. Markerele acestea sunt cu vopsea acrilică și ia uitați ce minunății puteți să creați folosind câteva forme gata tăiate din placaj și markerele acestea. Eu am creat mărțișoare atât tradiționale, cât și simple, pe cercuri de lemn pe care le-am conturat cu ajutorul markerelor acestora și le-am colorat. Foarte ușor sunt de folosit, e ca și când ați colora o carte de colorat. Deci voi folosi modelul acesta astăzi și cu markerele cu vopsea Artbox. Ce aș vrea să spun, ele există în 3 mărimi ca și vârf, de 0,7, de 1 și de 2 mm, pe care puteți să le folosiți la diferite elemente mai mici sau mai mari. Vedeți, liniile acestea le-am conturat cu markerul cu vârf subțire, de 0,7, iar detaliile acestea mai mari am folosit markere cu vârf mai gros. Voi începe cu culoarea albă. Markerele acestea trebuie foarte, foarte, foarte bine agitate înainte. Dacă vedeți că nu mai iese vopsea, la fel agitați și apăsați vârful acesta ca să se umple vârful cu vopsea. Vedeți? Puteți să faceți încercare și voi picta mijlocul cu alb. Sunt foarte ușor de folosit. Și diferența între ele și carioci. Cariocile fiind pe bază de alcool, lemnul absorbe și împrăștie. Markerele acestea cu vopsea, fiind acrilic, acrilicul se usucă instant și acoperă foarte bine. A doua culoare o să folosesc partea aceasta în roșu. Am fost foarte încântată de aceste markere când le-am descoperit. Aici voi folosi markerul negru. Cam așa arată. Bineînțeles, o să adăugăm un fir de mărțișor, un ac de broșă cu ajutorul pistolului, un carton și o pungă de mărțișor și mărțișorul este gata. Foarte simplu. Un carton cu motive tradiționale la fel, de oricare model. Și așa arată primul mărțișor. Așa puteți să creați multe modele tradiționale, culori diferite, așa exact cu markerele acestea am pictat și ghioceii. Vedeți ce frumos arată la detalii, fluturaș, înaltă culoare, potcoavă și chiar și liber, fără a fi predesenate înainte. Deci, foarte încântată sunt de markerele acestea, cum se pot folosi. Așa au ieșit mărțișoarele de astăzi, folosind mărțișoarele acestea gata tăiate din placaj, diferite forme, pe care le-am colorat, pictat, cu ajutorul markerelor acestea Artbox, cu vârf diferit, pe bază de vopsea acrilică. Sper că v-a plăcut și vouă și
o să folosiți și voi, pentru că sunt foarte simple de folosit și puteți să le folosiți împreună cu copiii, să le dați copiilor să creeze mărțișoare de genul acesta. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!